Doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Astăzi vom aborda mai multe probleme ce țin de dezvoltarea economiei naționale, pentru că în societate ce se spune și ce se crede că economia este slab dezvoltată, că investițiile prea puține locuri de muncă creează, iar locurile de muncă, dacă și sunt create, nu sunt bine plătite. Pe de altă parte, în general, se abordează acum la modul cel mai serios lipsa brațelor de muncă și acest lucru va da mari bătăi de cap statului Republica Moldova, pentru că dacă nu ajung forțe de muncă, atunci va fi greu și de îmbunătățit infrastructura și de schimbat în bine situația în Republica Moldova. Despre toate acestea discutăm astăzi cu domnul Dumitru Alaiba, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Domnule ministru, haideți pentru început totuși să ne spuneți dumneavoastră, dacă ar fi câteva cuvinte, să ne descrieți ce se întâmplă în economie. De ce se crede că statul Republica Moldova are o economie slab dezvoltată? Noi nu putem pretinde că avem o economie, noi nu suntem Elveția și nu o să fim în următorii 20 de ani, cu siguranță, poate mai mult. Este adevărat că avem o economie, hai să-i spunem, destul de rudimentară, o economie cu multe și grave probleme structurale pe care acum le atacăm pe toate fronturile. Avem anumite activități ca să deblocăm acele puncte nevralgice care pur și simplu nu permit economiei noastre să se dezvolte în ritm accelerat. Dar care sunt aceste piedici? Iată, de exemplu, să începem de la birocrație. Asta e probabil cea mai vizibilă acțiunea noastră, dar nu este unica. Birocrația ne costă imens de mult și costă fiecare antreprenor. Doar printr-un prim pachet de reducere a birocrației, noi economisim antreprenorilor 50 de milioane de lei, cel puțin 50 de milioane de lei anual și cel puțin 200 de mii de ore de lucru anual. Asta e timp pe care noi deja l-am redus din timpul de așteptare, din timpul de conformare, din costurile pe care le susțin antreprenorii. Birocrația e doar una dintre. Evident că birocrația totdeauna merge mână în mână cu corupția. Ori, atunci când ai proceduri complicate și timp de conformare și rânduri și așa mai departe, totdeauna fix alături în umbră stă corupția, unde dacă te înțelegi cu cineva, dacă suni pe cineva, evident. Și asta e o altă problemă de care suferă economia noastră și din digitalizare și din reducerea birocrației, miza cea mare este să limităm și să eliminăm într-un final corupția din economie. Noi avem ultima evaluare a PwC, o companie mare de audit, sugerează că 42% din economia noastră este gri. Deci noi practic avem jumate din economie care nu este captată de PIB. Asta este grav, nu doar pentru că statul nu încasează unele venituri, dar în primul rând asta creează inechitate, pentru că cineva plătește taxe și impozite și respectiv are un anumit preț pentru produse și servicii, dar altcineva nu le plătește. Dar care domenii sunt mai mult trecute la capitolul economiei teren? Cele dominate de cash. Haideți să vedem unii cash-uri și acolo este și evaziune. Dar cel mai grav pentru mine și pentru noi ca și guvern este că noi practic din cauza asta nu comunicăm cu jumate din economie. Orice lege n-ai vota, orice subvenții, orice politică fiscală și multe altele nu ajung la jumate din economie, pentru că economia asta este în afara statului, este în gri. Și asta este grav. Dar asta nu este tot. Noi avem, probabil suntem unica țară de pe continent care are o piață de capital atât de subdezvoltată. Asta înseamnă că antreprenorii noștri nu au o alternativă și nu au o posibilitate să-și finanțeze investițiile decât din bănci, decât din sistemul bancar. Noi rezolvăm și asta și avem activitate și în acest domeniu. Noi trebuie să ne conectăm la piețele de capital astfel încât companiile din Republica Moldova să-și poată finanța investițiile direct de pe bursă, de pe piața de capital, așa cum o fac în toată lumea. Și doar asta este
posibil ca să aducă în economie cel puțin 5 puncte procentuale pe perioada imediat următoare. În afară de asta, ați menționat forța de muncă. Adevărul este că noi suntem o țară mică și o populație mică care mai și suferă de emigrare din cauza sărăciei, pentru că suntem și cea mai săracă țară din Europa. Deci asta e o moștenire pe care s-a tot construit și a tot escaladat timp de ultimii 30 de ani, pe care noi acum trebuie să o deblocăm și o să deblocăm. Pentru ca să rezolvăm asta, trebuie să fim mai deschiși, trebuie să avem capacitatea de a oferi legal, în baza anumitor criterii, dar de a oferi posibilitatea altor cetățenilor din alte state să muncească în Republica Moldova, să plătească aici impozite și din impozitele acestea să avem și de pensii și de asistență socială. Și problemele sunt problemele pe care le atacăm acum sunt de diferită natură, cum am spus, de la cu efect imediat, pentru că birocrația a eliminat un act și deodată simte efect, sau ai digitalizat un proces, simte efect. Unele lucruri pe care acum le facem, cum ar fi, de exemplu, reforma SRL, eu îmi pun mare speranță în această reformă. Noi efectiv rescriem legea cu privire la societățile cu corespundere limitată. În câțiva ani o să avem niște efecte tectonice, pentru că noi practic eliberăm atâta energie pentru economie și dăm atâta libertate în relațiile dintre fondatori, în relațiile, în capacitatea lor de a atrage investiții în companie, în capacitatea de a reține forța de muncă competentă și așa mai departe, pentru că asta o să dea efecte așa în valuri pentru perioada imediat următoare. Noi avem un potențial imens în ceea ce ține de comerțul electronic, pe care nu l-am deblocat până acum din cauza legilor deseori scrise pe dos. O să vă dau doar un exemplu. Aveam până recent, noi am corectat asta, aveam în lege scris că un magazin online, care vinde online, pe internet, un magazin online trebuie să aibă 12 metri pătrați de spațiu. Deci asta e un blocaj clar care evident că limitează concurența. Noi avem un potențial imens în ceea ce ține de potențialul de export spre vest, spre Uniunea Europeană și spre alte state de pe continentul european și din restul lumii, pe care încă urmează să-l valorificăm. Noi avem acum oportunități, ni se elimină tot mai multe bariere și noi suntem, încă o dată, experiența altor țări demonstrează că o țară mică, cum suntem noi, izolată în continent, trebuie să fie cât mai deschisă. Deci, Moldova este izolată? Nu avem acces la mare, asta am avut în vedere. Deci noi trebuie să fim cât mai deschiși, astfel încât să putem oferi deodată antreprenorilor noștri nu accesul la piața din Republica Moldova, ci automat ei să știe că au acces la o piață de jumate de miliard de oameni care este doar în Uniunea Europeană. Și este... Deși o porțiune de ieșire la mare există la Giurgiulești. Există, da, dar iarăși este foarte limitat. Eu am în vedere cu capacitate adevărată. Haideți să le luăm pe toate la rând. În primul rând. Și mai am, lista e mare. Adică... Da, dar trebuie într-o oră să ne încadrăm. Da. 30% din populație se zice că actualmente ar trăi în sărăcie. Sărăcia asta a fost provocată sau amplificată și de aceste crize care s-au suprapus și de impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Dar, pe de altă parte, eu întâlnesc foarte multă lume și zice, dacă noi am ști pe interior ce să facem, cum să facem, atunci nu ar fi atât de mare acest procent al oamenilor care trăiesc în sărăcie. Este adevărat că, am și spus-o chiar acum, suntem una dintre cele mai sărace țări din Europa. Pentru ca să depășim acest titlu, noi avem nevoie de o creștere economică accelerată.
Nu, și eu am văzut că unii economiști au fost mai sceptici față de ceea ce spusese în vreo câteva săptămâni în urmă, însă dacă noi vrem să ajungem din urmă pe alții, noi trebuie să creștem cu un ritm mult mai accelerat, de 10% anual pentru următorii 10 ani. Noi, crescând cu 10% anual, în 2025, în sfârșit depășim nivelul economiei de până la independență. Și de acolo mergem în sus. Crescând așa agale, cum ne percepem mai bine, cu 2-3%, acest nivel din anul 1990 îl depășim abia în 2030. Și eu cred că noi nu avem acest timp, dar pentru asta avem nevoie de reforme curajoase, avem nevoie de voință, care ea există, pentru că eu simt că este un apetit pentru a susține reforme și în Parlament, și în Guvern, și desigur că la președinție, iar de la creșterea economică, o altă soluție ca să distrugem sărăcia și să scăpăm de ea, nu există. Răspunsul este, și problema este în economie acum, cum am spus, dar și răspunsul, soluția tot este în economie și în acțiunile pe care acum le demarăm. Așa, punctual o să insist să ne referim la câteva cazuri considerate cazuri mai vulnerabile. De ce credeți că s-a înrăutățit relația autorităților centrale cu patentarii? Au fost parcă pregătiți din timp. Li s-a spus, 1 iunie este data limită, până când trebuie să vă conformați. Le-ați spus că nu este loc de negocieri pentru că trebuie acest aparat de case să îl aibă fiecare deținător de patentă. Cum vă explicați că nemulțumirile încă mai sunt? Și cât de politizate în anumite situații sunt problemele din societate și cât de dăunătoare este această politizare a problemelor? Este cea mai complicată, cum am spus-o de nenumărate ori, cea mai complicată conversație și cea mai complicată reformă, chiar dacă și nu cea mai amplă ca și efect, este anume aceasta cu procesul cu deținătorii de patentă și la de ce, comerțul interior. Nu sunt convingătoare din partea dumneavoastră sau există o zonă de eu confort? Eu o să admit, pentru că niciodată nu e ideal. Noi ne-am gândit într-adevăr la toate punctele de vedere. Eu, ca să prezint pe scurt încă o dată, pentru că oamenii ne urmăresc, o să prezint pe scurt soluția pe care o avem noi. Noi avem Câți deținători de patente? Acum sunt puțin peste 4.000 de oameni. Asta sunt informațiile de la fisc. Și contribuțiile lor la cât se cerează? Ei plătesc anual între 4 și 8.000 de lei o taxă unică și au un plafon de vânzări de 300.000 de lei. Acum, ce am făcut noi este să propunem, să elaborăm o soluție mult mai super, mult mai atractiv în primul rând pentru ei și mult mai comod, pentru că dă libertate fiecărui comerciant, fiecărui antreprenor să fie într-adevăr independent, pentru că acum sunt cazuri în care pe o patentă stau 5 tarabe, de exemplu, și asta e realitatea. Și oamenii care vând sunt un fel de realizator, știți cum este modelul, și asta nu o să mai fie posibil. Fiecare vânzător o să aibă activitate independentă, o să achite un procent, doar un procent din vânzări. Asta e oficial cel mai jos impozit din Europa. Mai jos, eu nu știu, 0% deja, nu știu dacă poți să-l numești ca și impozit. O să primească, deci nu o să îndeplinească rapoarte, registre de casă și așa mai departe. Tot asta noi deja am curățat. Din 1 iulie intră în vigoare și această reformă a activității independente pe care am făcut-o în ianuarie. Respectiv, ei nu vor deține tot felul de registru de casă și control. De ce această teamă din alta partea lor? Asta nu-mi pot explica. Doar ca să finisez. Respectiv, fiscul, odată, pentru că datorită aparatului de casă de generație nouă, fiscul vede în regim online vânzările. Odată în 3 luni remite o recipisă la fiecare antreprenor și acesta merge la poștă sau la bancă și achită 1% din ceea ce a vândut. Punct. Adițional, noi mai și compensăm costul aparatului de casă
sau alte costuri de tranziție. Dar de și ce aici este o confuzie, domn ministru. Pe de o parte, ce aud eu de la acești deținători de patente, ei cred că lor li s-a promis că acest aparat de casă li se oferă fără bani. Noi deodată am spus că el va fi compensat. Compensat înseamnă te înregistrezi ca și activitate independentă, după care soliciți compensarea. Noi nu putem să împărțim, pentru că sunt banii munciți și noastră din impozite, să împărțim la toți patentare 10.000 de lei și să închidem întrebarea. Asta ar fost cel mai simplu, dar nu este o garanție că toți au să meargă în partea cealaltă. Dacă ei vor să lucreze mai departe, ei achită aparatul de casă, merg la fisc cu factura aceasta, se înregistrează, după care, începând cu 1 iulie, solicită compensarea. Care și e prețul acestui aparat de casă? Între 5 și 8 mii de lei, mi se spune. În medie noi calculăm cam vreo 6.500 de lei per aparat de casă. De ce este această marjă între 5 și 8? Pentru că sunt diferiți producători, noi n-am vrut să favorizăm un sau alt vânzător de aceste echipamente, noi n-am vrut să cumpărăm centralizat, pentru că după asta am fost acuzați tot noi de corupție și așa mai departe. Fiecare își alege prestatorul de serviciu pe care îl preferă. Și acum, de ce această reticență și nemulțumire chiar eu și cred critici că, dure. Da, eu văd criticile, proteste în fața le înțeleg, dar încă o dată, protestele și criticile sunt pur și simplu împotriva aparatului de casă. Dar ce nemulțumire? Dar iată aici, mie îmi pare rău, eu cred că noi împreună cu toții putem să avem o conversație sinceră și să acceptăm că un aparat de casă este ceva normal. Da, dar eu am discutat cu unii deținători de patentă și ei spun că chiar dacă eu cumpăr aparatul ăsta de casă, asta ar trebui să însemne că lucrez o lună sau chiar mai mult de o lună, să nu cumpăr pâine, să nu am cumpăr nimic în gospodărie, pentru că trebuie să achit acest aparat de casă. Acest aparat de casă va fi compensat. Dar el acum trebuie să dea bani. Este adevărat, dar eu altă soluție nu este posibilă, pentru că noi nu putem, încă o dată, banii statului nu sunt banii nimănui, sunt banii munciți tot de alți cetățeni. Și de aceea noi nu putem să luăm și să împărțim în stânga și în dreapta câte 10.000 dar de lei în avans. Dar haideți să ne punem noi în rol de deținători de patentar și să vedem ce reacție am avea noi. Noi ne-am pus în locul lor de fiecare dată când ne-am gândit cum să facem cât mai bine. Perfect nu există. Dar este o soluție pe care noi am elaborat-o ca să minimizăm nivelul de nemulțumire, pentru că noi vrem ca oamenii aceștia să continue să lucreze, noi vrem ca ei să continue să-și derulează afacere, noi suntem gata să investim în ei, pentru că un aparat de casă este mult mai puțin, costă mult mai puțin decât maximul pe care noi suntem gata să-l dăm per antreprenor în acest caz. Pentru că ei pot să investească acolo în mobilier, într-o reparație, în material de construcție, anume pentru a-i ajuta pe acești oameni, pentru că prima dată în acești 25 de ani de când este patenta, statul investește în ei și investește în acești antreprenori. Și eu înțeleg că noi nu putem pune, cum s-ar spune, căruța în fața calului, pentru că noi nu putem da și nu o să dăm bani în avans pentru ceea ce s-ar putea să nu se întâmple. Nu așa funcționează, nu așa se lucrează dialog, cu banul statului. Mai noi comunicăm. De chiar sâmbătă asta am rugat colegii de la FISC să meargă și ei, pentru că noi mergem în piețe, noi nu fugim de ei. Apropo, noi nu ne ascundem. Păi și FISC, am înțeles că va fi prezent cam în toate și colegii de la piețele. FISC vor fi sâmbătă asta și de câte ori o să fie nevoie, au să fie în piețele din centrele raionale, ca să discute cu oamenii, să le explice ultimele detalii și să îi îndrume cum mai ușor să se conformeze. Apropo de controle, primii 3 ani, controlele vor fi doar consultative, pentru că oamenii se mai și îngrijorează de controle și de amenzi. Amenzi vor fi conform unui proiect care deja este în Parlament. Amenzi vor fi doar în cazul încălcărilor grave sau repetate.
Eu am auzit și constatări de felul că renunț la activitate, îmi fac valiza și plec peste hotare pentru că aici statul, în loc să mă ajute, mă împiedică. Dar nu este adevărat că noi împiedicăm, anume de aceea noi nu i-am sacrificat pe acești oameni. Știu, 8.000 de lei un aparat de casă, acum eu sunt avocatul acestor Eu pot să oameni. Vă dau doar exemplu din România, unde comercianții au primit aceeași lege și li s-a spus vă conformați și nimeni nu le-a compensat aparatul de casă, de exemplu. Pentru că ei au mers și au trebuit, dacă au vrut să lucreze mai departe. Asta este realitatea. Eu sper că nu sunt prea dur, pentru că eu nu vreau să-i... Noi nu vedem în oamenii aceștia, pentru că au avut tot felul de evaziuni și așa mai departe. Da. Adevărul este că o mare parte din acești oameni sunt oameni de bună credință. Sunt unele scheme pe acolo, admit asta, dar eu discut și eu mă adresez la oamenii de bună credință care lucrează și fac comerț în piețe. Și adevărul este că, încă o dată, noi lucrăm cu banii cetățenilor tot. Noi nu putem să facem chiar din capul nostru cu banul public. Despre scheme. Banii, deci aparatele de casă plus alte costuri vor fi compensate. Ei au să aibă ocazia să mai acceseze fonduri pe viitor. Ei au ocazia să crească, pentru că acum plafonul de vânzări la patente, știți că este 300.000 de lei. Noi am crescut în activitate independentă, e 1.200.000. Deci să se concentreze pe dezvoltare și o să mai investim în ei și o să-i mai ajutăm. Pentru că asta sunt cei mai adevărați antreprenori care încă o dată au fost uitați de guvernările precedente și au stat în piețe și au înghețat și au stat sub frig și sub ploaie și sub soare timp de 25 de ani. Iată, eu discut foarte des cu acești realizatori pentru că merg inclusiv la piețele din centrele raionale. Și ce aud eu de la acești bieți oameni, că ei chiar lucrează uneori și în condiții destul de dificile, fie că e ploaie, e frig, dar stau acolo așa cum își permit ei să stea și spun că noi suntem 10, 20, 50 de realizatori, dar noi avem un antreprenor deasupra noastră. Și oamenii ăștia știu că antreprenorul strânge smântâna de pe lapte. Da. Dar acceptă, au acceptat iată atâția ani și acum ei spun că mai degrabă sunt ghidați de acești șefi pe care îi au decât ar fi intențiile lor să boicoteze, să protesteze, să nu fie de acord cu autoritățile. Eu am și eu așa fenomene și informații, dar acești oameni trebuie să știe că reforma asta e făcută anume pentru ca ei să fie mai independenți, să fie mai liberi, să poată să-și înregistreze cu minte o activitate independentă și să poată să achiziționeze. În primul rând, încă o dată, din cauza plafonului pe care îl creștem, nu vei fi ținut de doar un asemenea șef. Dacă el 20 de ani este realizator și are un șef al lui, el acum că cel mai probabil nu o să vrea el să continue activitatea. Eu cred că, ce obțin experiența mea, majoritatea am fost și eu sunt în piețe. Sunt la pensie. Este adevărat, dar de asemenea majoritatea au, iată așa, un echipament care se numește telefon mobil, care e de fapt un echipament mult mai sofisticat decât acel aparat de casă. Și ne-am învățat de toate, o să ne învățăm și asta. Încă o dată, și colegii de la FISC, și voluntari, care avem prin piețe și așa mai departe, o să fie alături ca să îndrume. Și ce scheme vor fi lichidate? Nu, eu nu cred că în contextul acesta este cazul să vorbim despre scheme. Eu nu vreau să dăm impresia că noi îi considerăm parte la scheme. Asta sunt antreprenori care trebuie să își continue activitatea în condiții transparente. Deci până la 1 iulie acum. 1 iulie, încă o dată, noi am prelungit cu doar jumate de an această activitate în bază de patentă, anume pentru că am vrut să avem o soluție optimă. Soluția cea mai simplă
ar fi fost cea mai simplă și arogantă și batjocoritoare din partea unui guvern indiferent, ar fi fost ca pe 1 ianuarie, patenta, 1 ianuarie 2023, patenta pur și simplu să dispară, fără nicio soluție pentru ei, fără niciun fel de mecanism de suport. Un ministru arogant ar fi spus sau să strige 3 luni și au să se liniștească și deja era să fie într-un fel sau altul uitat. Noi n-am vrut să facem asta, noi n-am vrut să dăm impresia că nu ne pasă de acești oameni. Am făcut acest extra efort, i-am chemat deodată, de 2, de 3 ori, am mers și eu la în piețe, nu numai în una, am mers la ei, nu am fugit și o să continuăm discuția, inclusiv cu cei mai sunt unii care deja au înțeles și deja în luna iunie se înregistrează ca să poată funcționa începând cu 1 iulie. Haideți să vorbim și cu text mai deschis. Cine importă marfa? Sunt acești lideri, șefi pe care i-au realizatorii. Și acești șefi, lideri, importatori de marfă, ei aduc fie din mărfuri fabricate în China, în Turcia, și la vamă declară un preț simbolic, în multe cazuri nici un dolar, aproape că nu costă o pereche de Adidas, iar îl vând în piață cu totul la un alt preț. Eu am înțeles că iată și aici e ceea ce deranjează pe unii. Și acest fenomen este mai mare decât nouă ne pare, în amplitudine. Adică? Nu sunt doar iată așa zvonuri. Asta se întâmplă, într-adevăr, pe o scară destul de mare. Dar eu aici, încă o dată, cred că trebuie să vorbim despre acești oameni, 4.000 la număr, puțin peste 4.000 de oameni, pentru care trebuie să li se ofere o soluție și această soluție este identificată și ei au să poată continua activitatea. Acum stau și mă gândesc, e problema în aparatul de casă sau un bon și cât arăți pe bon că e costul mărfii? Eu cred că în primul rând în asta, pentru că am auzit diferite. Și iarăși, experiența mea atunci când merg în piețe este că o bună parte din oameni, ei de fapt folosesc, iată că eu nu stau toată ziua acolo, eu stau o oră, discutăm cât este de discutat, după care trebuie să merg mai departe și o bună parte din oameni de fapt ascult cu atenție ca să înțeleagă și să dea o întrebare care încă n-au înțeles-o și de fiecare dată am alături și cineva de la fisc ca să, dacă este ceva mai tehnic sau ceva mai concret, ca să fie un răspuns cât mai punctual și oamenii ascultă. Și de fiecare dată, într-o piață sau alta, sunt câte unul, doi care sunt cei mai vocali, dar cumva prin coincidență, așa, pentru că tot oamenii din piață îmi spun că asta are 5 tarabe, asta exact. Are 7 tarabe. Exact. Și este și asta, dar încă o dată, eu mă gândesc în primul rând la acei antreprenori care care muncesc, care lucrează, onești, și corect. Pentru care trebuie să le dăm o soluție. Să-i fericim pe toți, mai ales pe cei care acum poate mai păcălesc sistemul așa într-un regim mai permanent, să-i spunem așa. Noi pe ei nu o să-i convingem. Și eu accept asta. Dar o să-i convingem pe cei care vor să lucreze și să activeze. Doar că unii sunt dependenți de ceilalți. Este adevărat, dar în același timp, fie ce-o fi, important este ca eu și colegii mei să avem conștiința în păcat că am făcut tot ce am putut pentru oameni și asta e atitudinea noastră nu doar pentru patente și pentru orice altă reformă pe care o facem, pentru că probleme, încă am spus, structurale, care s-au rădăcinat în economia noastră sunt foarte, foarte multe, nu doar patente. La ce concluzie am ajuns eu? Că până acum se explică de ce e nevoie să existe, ca fiecare antreprenor să aibă acest aparat de casă, fiecare deținător de patente. Dar problema probabil nu atât e în acest aparat de case care duce la o cu totul alt
la un cu tot alt deznodământ a tot ceea ce se întâmplă în acest comerț cu amănuntul, cum să-i zic, comerț. Doamna Ursu, eu spun chiar poate puțin mai mult. Eu cred că pentru cei care într-adevăr beneficiază de la acest sistem destul de opac, aparatul de casă e doar un pretext. Cei care se ascund știu în spate interese, cei care știu că vor să lucreze mai departe, cei care știu că vor să lucreze mai departe, eu cred că deja au acceptat și încearcă să se adapteze la această reformă, pentru că oameni buni, odată și odată trebuie să tragem linii și să ne civilizăm. Noi am declarat că în 2030, și asta n-a fost o glumă, n-a fost doar o declarație, este pe bune, că în 2030 noi aveam obiectivul să devenim membri în ai Uniunii Europene. Asta înseamnă schimbări în viața fiecăruia din noi. Asta înseamnă să fim capabili și să fim deschiși, să îmbrățișăm schimbarea și reforma. Și patenta e doar unul din exemple. O schimbare vine în absolut toate domeniile unde noi trebuie să modernizăm această țară din temelie. Și asta nu se schimbă. Dar cu facturile ce poate să se întâmple dacă acolo e scris un preț, după asta se vinde la cu totul alt preț, profitul nu e declarat? Aici eu cred că, în primul rând, o să fie, încă o dată, noi transparentizăm acest domeniu și o să fie mai ușor de urmărit, dar în același timp fraudele și posibilele fraude o să fie deja, inclusiv insistența mea și a colegilor din guvern către instituțiile respective să continue să aplice corect legea. Pentru că altceva ce noi ambii știm este că foarte des vreun, iată, lider din ăsta este și un bun prieten cu cineva din vreo instituție. Cu Vameșu, cu... Evident. Noi să nu uităm alt cinovnic. Și asta noi oricum o să ajungem și la asta și o să se rezolve toate pe rând. Și oamenii ăștia pot fi cunoscuți dacă se vrea și se vrea. Dar începem de la o transparență a relațiilor comerciale. Și cel asta mai e fundamentul. Probabil... Din altă parte, noi pur și simplu nu putem începe. Noi trebuie să eliminăm această încurajare de a face business netransparent. De la asta deja se rezolvă o bună parte din probleme, iar celelalte punctual se elimină. Iar dacă nu se face această ordine, neîncrederea în instituțiile statului va fi și mai mare. Evident. Și asta duce la ruinarea Republicii Moldova. Noi nu avem o altă soluție. Noi trebuie să mergem până la capăt. Ca să punem punct acestui subiect care ține de patenta deținătorilor, ce mesaje aveți acum pentru ei, pentru cei care probabil, fie că încă nu sunt bine informați, fie că sunt manipulați, fie că sunt induși în eroare, ce le spuneți dumneavoastră, cu cine se discute, cum se discute, ce să ceară, ce să știe? Eu cred că o încurajare ar fi, în primul rând, să încercăm să ne adaptăm, să fim deschiși la reforme, la orice reforme care vin, pentru că noi trebuie să schimbăm această țară. Într-al doilea rând, o rugăminte să nu prea să ia cu o doză de scepticism unele dezinformări care circulă prin piețe, pentru că am auzit și că trebuie să deschizi SRL, și că o să te închidă și nu știu cum, și că n-ai să poți asta, și că te-au mințit că nu-ți dau bani. Da. Și așa. Deci, asta le-am asta, și eu. Deci, și toate acestea și eu. Și într-al treilea rând, să caute ocazia să se informeze direct de la instituții. Noi mergem prin piețe, încă o dată, fiscul o să fie în piețe în această sâmbătă. Dacă o să fie necesar, o să mai meargă. Eu o să mai merg prin piețe și colegii mei. Bine, asta e sâmbătă, duminică. În aceste zile se termină... Cei care au nelămurit. Acești oameni au fost sunați.
fiecare din ei au fost sau vor fi sunați și asta e încă un efort de-al nostru ca să ajungem la fiecare din ei și să le răspundem la fiecare întrebare. În afară de asta, prin poștă, deja au fost, pot să fac niște spoilere, au fost printate niște materiale informative și prin poștă la fiecare, pentru că fiscul are adresele la toți, la fiecare prin poștă o să fie remis un pachet informațional. În teritoriu, omul care încă și multe altele, nu deci noi, a fost clarificat sau nu are suficientă lămurire, la cine poate să se adreseze? La inspectoratul, la serviciul fiscal de stat. Are oficii în toată țara. Acolo se înregistrează în calitate de activitate independentă. Acolo poate primi clarificările cele mai tehnice și cele mai mărunte. Tot de la serviciul fiscal de stat tot acolo o să depună cererea asta pentru compensare a cheltuielilor. După care serviciul fiscal de stat, fără ca oamenii să trebuiască să meargă pe drumuri, remit informația către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, ODA. ODA remite direct către cetățeni, fie prin poștă, fie prin cont bancar, fie, nici soluții sunt. Însă oamenii, eu accept că poate nu toți deodată au să fie mulțumiți, dar eu tare vreau ca oamenii să accepte că noi am făcut toate eforturile care am putut, doar ce nu ne-a venit în cap n-am făcut, ca să-i facem, să-i informăm cât mai adecvat. Pentru că am făcut această reformă, în primul rând, cu gândul la ei, nu cu gândul la altceva. Sperăm că v-au înțeles. Aparate de casă sunt în vânzare în toate zonele? Da, sigur. Ei știu asta și... Asta nu e o problemă. Nu. Eu sper că am vărsat lumină sper în măsura posibilităților mult, și să fie de un real folos această informație. Așa, un mare avantaj este poziționarea geografică a Republicii Moldova, dar și accesul pe care țara îl are la diverse piețe. Nu este un secret că mulți dintre cei ce au efectuat investiții până acum în Republica Moldova au fost atrași de forță de muncă relativ ieftină și destul de calificată din Republica Moldova și lucrul ăsta încet, încet cum are altă conotație acum, dacă exodul continuă, dacă brațe calificate avem tot mai puține și mai puține. Haideți să vorbim despre aceste două aspecte, despre poziționarea geografică și accesul la piețele unde vrea lumea să-și desfacă mărfurile și mai ales cât e de ușor ca să ajungi pe o altă piață din moment ce te-ai obișnuit cu una tradițională, da. Pentru că în primul rând cunoști limba rusă, au cunoscut-o majoritatea și din acest motiv mulți cred că piața Rusiei a fost una atractivă. Vorbiți-ne dumneavoastră despre piețele de desfacere. Bun, în primul rând, geografic, noi suntem fix sub coastele cele mai bogate și mai prospere piețe din lume, piața Uniunii Europene, și noi deja valorificăm această oportunitate. Ori Republica Moldova probabil este un unicat, dacă vreți, doar 15 ani în urmă și asta e exemplul pe care eu îl folosesc tot mai mult pentru că el îmi place, pentru că asta arată cât de repede noi ne putem schimba. Ori, doar 15 ani în urmă, comerțul nostru era în proporție de 70% cu CSI, Rusia și CSI. Doar 15 ani ne-a luat ca noi să ne reorientăm drastic toate exporturile, tot comerțul, către Uniunea Europeană, către piață total diferită. Acum, peste 60% din comerțul nostru este cu UE. Dacă punem țări ca Marea Britanie, Elveția, Norvegia, SUA, Canada și așa mai departe, sunt toate 70%. Țara noastră se poate schimba și se poate schimba foarte repede. Nu există o țară în lume care s-a reorientat atât de rapid și a transformat radical economia în doar 15 ani. Și asta a fost în pofida diferitor guvernări care tot au venit și au plecat. Dar ce soartă plecat. Va avea cooperarea comercială economică cu Rusia? Ea acum este în scădere. Noi, cât în 2022, comerțul cu Rusia a fost cam 4%, dar asta nu este alegerea noastră politică sau alegerea antreprenorilor. Asta este decizia vreunui birocrat de la Moscova. În general, va mai exista cooperare comercială economică între Moldova și Rusia?
Antreprenorii se decidă. Eu cred că antreprenorii, din cauza că s-au retras, sau au fost retrași de pe piața Rusiei și au găsit alte piețe, și-au făcut propriile concluzii că piața Rusiei uneori nu este tocmai stabilă. Pentru că acolo nu-i doar business, acolo e și politic. Și acolo, dacă cineva la Chișinău ia o decizie care nu place în Kremlin, atunci antreprenorul este pedepsit, chiar dacă și nu o merită. De aceea, piața Rusiei o să fie acolo... Sunt agenții economici și în stânga Nistrului. Sunt agenți economici și în unitatea teritorială administrativă. Și ei exportă în Uniunea Europeană. Noi știm ambii că și din Transnistria antreprenorii exportă în proporție chiar de 70% spre Uniunea Europeană. Și acolo oamenii s-au integrat, nu e deja. Dar 30%? Da, 30% cu alte piețe, mă rog. Nu-i, dar asta este realitatea și asta este oportunitatea noastră. Mai mult ca atât, oportunitățile doar cresc, pentru că, după cum știți, avem acum și liberalizarea cotelor cu Uniunea Europeană. Acum important e să putem produce atâta ca să putem vinde. Să se acopere tot. Noi în mai puțin de o lună semnăm acord de liber schimb foarte avantajos pentru Republica Moldova cu țările EFTA. Asta e Liechtenstein, Elveția, Norvegia și Islanda. Sunt țări bine, relativ mici, pentru că nu sunt de zeci și sute de milioane de populații, dar sunt țări foarte bogate. Da, sunt țări unde putere de cumpărare, sunt niște piețe foarte interesante pentru de la vinuri, la produse alimentare, la textile, la covoare și așa mai departe. Și noi o să încercăm să intermediem această discuție dintre exportatorii noștri, fie asta vinuri, fie asta covoare, fie asta orice, și cumpărătorii de acolo, ca să-i ajutăm să iasă și pe aceste piețe. Noi avem oportunități în creștere și avem o piață pe care încă n-am valorificat-o suficient, pentru că atunci când, bine, e ușor să ne uităm 60% cu Uniunea Europeană, dar dacă ne uităm cât exportăm în țări ca Suedia, ca Finlanda, încă o dată țări extrem de interesante. Agricultură, vinuri, textile și așa mai departe. Acolo comerțul e foarte modest și acolo noi putem să amplificăm semnificativ prezența noastră și asta o să o facem. Din punct de vedere economic, evaluați acum care sunt beneficiile Republicii Moldova de pe urma aflării țării în CSEI? Acum noi nu că evaluăm beneficiile, acum noi revizuim acordurile cu CSI și vedem de care avem nevoie și de care nu, pentru că noi oricum nu o să putem fi în două bărci. Eu cred că alegerea noastră este Uniunea Europeană și aici e vorba de... Până în 2030, încet, încet, Republica Moldova va spune adio CSI-ului, da? Eu cred că domnul speaker a Parlamentului a spus-o destul de clar de la tribuna Parlamentului, că și eu ce n-am ce adăuga. Dar l-am auzit și pe domnul premier. Domnul Recean zicea că trebuie să vedem foarte clar acolo unde mai sunt avantaje. Republica Moldova trebuie să analizeze și să spună foarte absolut, clar. Absolut. Noi nu o să ne retragem benevol de pe nicio piață. Pe ce fel de investiții ar trebui să mizeze Republica Moldova? Pentru moment, dacă vreți, asta e un punct de vedere inclusiv ideologic, eu cred că pentru moment noi trebuie să curățăm masiv toate obstacolele din toate domeniile, pentru că răspunsul meu dumneavoastră este, dacă 20 de ani în urmă cineva, 20 de ani în urmă, noi vorbim începutul anilor 2000, cineva din Ministerul Economiei propunea, haideți noi să luăm și să dezvoltăm sectorul automotiv, care acum e cam 10% din exporturile noastre, eu cred că îl luau în râs. Dar a fost creată o oportunitate și ea a generat putere economică în țara asta. De aceea, prima etapă este curățăm tot, eliminăm toată birocrația, disciplinăm funcționarii care n-au înțeles că lucrurile se schimbă, digitalizăm procese, după care vedem care activitate aduce o creștere mai mare și aici potențial există. Evident, noi vorbim de agricultură, doar industria viniculă este vreo 4% din PIB. Peste jumate din exporturile noastre sunt produse agroalimentare. Aici noi, în cel mai inevitabil mod, o să
creștem valoarea acestui sector și o să investim ca să sofisticăm, cum s-ar spune, export mix, da? Deci mixul nostru de exporturi, să avem produse, adică să nu vinzi roșii, să vinzi ambalat sau să vinzi sucuri și așa mai departe, și să crești nivelul de sofisticare a economiei. Noi avem IT, care doar într-un an a crescut cu, sectorul IT a crescut cu 50% într-un singur an. Așa, o creștere e foarte interesant. Și din tot sectorul IT, 95% este spre export. 95% asta e cash care vine înapoi în țară. Și noi avem alt sector. Eu cred că noi în textile putem să ne consolidăm mult mai bine. Tot ce ține de sectorul farmaceutic are un potențial, în special acum cu toate perturbările la liniile de aprovizionare mondiale, și noi putem să avem o ofertă și aici. Eu cred că energetica poate să devină un sector economic foarte atractiv pentru investiții. Ori noi trimitem în Moscova anual miliarde până recent ca să cumpărăm gaz și electricitate să producem din gazul Gazpromului. Când noi mai bine banii ăștia investim aici, creăm locuri de muncă aici, creăm economie aici, producem energie pe loc, și noi avem doar câteva procente de regenerabil. Noi putem să facem mult mai mult decât asta, și asta se transforme într-un sector al economiei mult mai consolidat și mult mai vibrant. Dar câte țări au investiții în Republica Moldova? Câte au făcut? Da. Eu nu știu lista țărilor, deja depinde de volumul investițiilor, dar chiar și cele mai mici țări au, dacă ai un proiect, două. Sunt mii de întreprinderi cu capital mixt, așa? Da. Și când stai și citești statistica, parcă ai spune că totuși în Republica Moldova totul e pus pe roate, iar pe de altă parte contrastul ăsta mare între ce este în statistică și ce este în realitate. Este adevărat că unii lucruri sunt. Adică noi nu mai suntem în anul 90, când nu-i chiar nimic. Întrebarea e cum noi ne comparăm cu țările din regiune din anul 2023. Și aici noi rămânem în urmă. Pentru că noi suntem, încă o dată, pe cel mai prosper continent din lume. Și aici, ca să-i ajungem din urmă, noi avem nevoie de măsuri curajoase, rapide și reforme mari ca să mergem mult mai accelerat, să-i ajungem pe ceilalți din urmă. Ce am aflat noi? Că Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului are un buget mare și foarte mare, și acum chiar la direct se oferă bani ca să fie gestionați, să fie sprijinit mediul antreprenorial. Da. Haideți să vorbim un pic despre ce oferă ODA și despre acest program 373 de susținere a antreprenorilor. Deci ODA este, dacă nu acum, atunci cu siguranță în devenire, partenerul de afaceri numărul 1 al antreprenorilor din partea statului. ODA există ca să susțină antreprenorii, să susțină întreprinderile mici și mijlocii. Care... Bugetul este de... Peste 200, dar acolo e diferit, pentru că asta e pentru antreprenori. De ce bugetul se suplinește în permanență, atunci când este nevoie. Dar ca și... Deci acum, de exemplu, pentru 373, acum și o să explic încă o dată ce este asta, este un buget de aproximativ 200 de milioane de lei. Cu aceste 200 de milioane de lei, noi intenționăm să atragem investiții de cel puțin, o scoste mai puțin de 200 de milioane, însă obiectivul nostru anul acesta este să atragem investiții de cel puțin 2 miliarde de lei prin intermediul 373. Ce înseamnă 373? 373 înseamnă, deci, în primul rând, el reiese dintr-o problemă pe care am observat-o cu toții noi în această perioadă, cu rate înalte ale dobânzii, cu incertitudine și volatilitate și cu
lipsa, cumva anxietatea antreprenorilor, de instabilitate, nimeni nu investește. Ceea ce facem noi este să oferim un orizont antreprenorilor, o rată a dobânzii stabilă pentru ei, iar diferența să o compensăm din buget pentru proiecte investiționale. Astfel, antreprenorii pot să investească, pot să își planifice afacerea, iar statul va compensa diferența de dobândă pentru împrumuturile în valută străină, euro sau dolar. Dobânda pe care o să o plătească antreprenorii o să fie de maxim 3% anual, pentru lei moldovenești 7% anual, cu o maturitate maximă a creditului de 7 ani, deci durata creditului de 7 ani și o perioadă de grație de maxim 3 ani. De aici numele programului 373, care este și prefixul de țară. Eu cred că acest program o să ajute în special întreprinderile mici și mijlocii să investească și să se dezvolte, astfel ajutând întreaga economie. Mediul rural, acolo cel mai greu se dezvoltă afacerile. Cum se explică acest lucru? Doar din lipsa infrastructurii bune și a serviciilor de calitate, pentru că nu există localitate unde nu aș fi auzit. Avem nevoie și noi de o frizerie, de o cizmărie, de o croitorie. Prima explicație din orice mediu rural-urban, de ce companiile mici nu reușesc, este tot din cauza statului. Pentru că statul, prin diferite instituții și cu diferiți funcționarași, deseori corupți, să recunoaștem, impune prea multe impedimente. Pentru că atunci când omul începe de la zero, el nu are prea mulți bani și nu are prea multe rezerve, dar el vrea ca cel puțin să nu îi se încurce. Și atunci când îți vine o inspecție, a doua, a treia, a cincea, pur și simplu tu n-ai făcut încă. Și eu, înainte de politică, am deschis și o afacere. Am avut, după cum știți, și un mic restaurant, unde a durat 6 luni ca să ne luăm toate hârțoagele de la stat. Și iată, aceste 6 luni, într-o țară unde statul într-adevăr încearcă să ajute antreprenorii, în aceste 6 luni omul pur și simplu nu lucrează și nu face afaceri, nu creează valoare, nu creează creștere economică, se ocupă cu ping-pong cu statul. În loc să lucreze, să angajeze oameni și să plătească taxe și impozite la stat. Iată, asta este principalul lucru pe care noi putem să-l schimbăm. Acum, ce nu putem schimba în termen mediu și scurt, este populația și piața. Deci atunci când într-un sat ai doar poate câteva sute de familii, evident că piața este mult mai mică. De aceea șansa reușitei este mai mare în municipii, în oraș. Dar asta noi putem schimba într-un orizont mai îndelungat. Dar chiar și în sate, pentru că nu suntem unica țară cu sate mici. Sunt localități microscopice și în alte țări, dar și acolo este posibilă o afacere. Ce fel de afacere? În primul rând, este ceva de viitor, dar spre asta tindem, afaceri de la distanță. Atunci când statul funcționează 100% online, așa cum e în Estonia, oamenii, asta e o realitate, oamenii pur și simplu se mută la țară și lucrează de la distanță. Fii tu contabil, fii tu manager de proiect, fii tu nu știu ce. Și de acolo își derulează și afacerea și acolo își plătesc impozite și așa mai departe. Deci, o parte din problema depopulării poate fi rezolvată cu distanță. Altă parte, evident, cu politici demografice care au un efect îndelungat ca să readucem natalitatea. Ce ați postat dumneavoastră pe rețele de socializare și ne-a atras atenția, Republica Moldova are peste 500 de servicii publice care sunt prestate de diferite instituții și din acestea nici jumătate măcar nu sunt digitalizate.
Da. Asta ați spus și ce ați mai spus? Dar eu vreau să subliniez că 40%, 200 din 500, asta e o proporție foarte bună dacă să ne comparăm cu regiunea. Sunt țări din Uniunea Europeană care n-au așa. Deci noi suntem de fapt lideri regionali, eu cred, și o să ne consolidăm această... Dar ce ați mai spus dumneavoastră? 49 de servicii nu au fost solicitate în format digital nici măcar o singură dată. Da. Și, și de ce mai există aceste servicii dacă ele nu sunt solicitate? Explicații sunt diferite. Eu cred că, în primul rând, mâine noi avem o discuție cu toate instituțiile care oferă servicii antreprenorilor și acolo o să mai avem unele clarificări. Unele, eu cred că o posibilă explicație este că, pur și simplu, serviciul nu este calitativ. Și atunci întrebarea mea o să fie pentru ce ați cheltuit banii publici. Altă explicație este calitatea umană, pentru că atunci, că asta e realitatea pe care noi o știm ambii, că uneori, pur și simplu, funcționarul poate să-ți spună, mai bine veniți la noi și ne lămurim pe loc. Și atunci rămâne zero, pentru că persoana responsabilă îi cheamă pe oameni la covor, cum să spun. Poate să fie cazuri când, nu știu, serviciul a fost lansat fix în luna decembrie. Pentru că asta nu e imposibil. Deci cazuri sunt diferite. Important este că noi avem acest diagnostic. Partea bună este că noi avem cam 30 de servicii care nu sunt deloc solicitate pe hârtie, care sunt 100% deja digital. Și, deci este posibil. Digitalizarea nu e o chestie lineară. Sunt foarte multe variabile, sunt foarte multe blocaje. Nu toți sunt de acord, nu toți sunt în aceeași măsură susținători și suporteri, dar este inevitabil. Și de aceea, dacă este posibil ca un serviciu să fie 100% digitalizat, atunci este posibil ca toate serviciile să fie full digital, cum s-ar spune. Și sunt țări care au demonstrat-o. Încă o dată, Estonia recent a digitalizat ultimul serviciu public. Deci acum în această țară nu există o chestiune pentru care trebuie să vii la ghișeu. Până recent ei spuneau că avem 99,9% din servicii digitalizate în afară de divorț și deces. Dacă nu greșesc, erau două. Și acum, divorț și căsătorie. Decesul era deja înregistrat de medic și nu era nicio hârțoagă în proces, pur și simplu se comunica. Și din anul acesta, ambele deja sunt digitalizate. Acum în Estonia avem tot absolut digital. Și dacă e posibil acolo, înseamnă că e posibil și la noi. Avem 40% la anul, până la sfârșitul anului viitor. Ținta este 75%, pentru asta ne întâlnim mâine ca să avem o planificare, pentru că asta e un proces între câteva zeci de instituții în care fiecare trebuie să contribuie cu ceva. Și dacă fiecare face câte două servicii anual, atunci noi ajungem la această 75%. Și o să mergem până la capăt și o să avem și noi 100%. Despre ce s-a discutat cel mai mult în spațiu public după ce faci declarație Dumitru Alaiba. Atunci când a spus că aduce aici în demn Republica Moldova, știu că cele mai multe like-uri postările astea le aduna. La click distanță poți comanda o pizza. Alții spuneau că pizza de mult se comandă la click distanță. Nu e chiar adevărat, dar bine. Am avut chiar invitații aici în studio și au vorbit despre acest lucru și mai puțin parcă totuși acord atenție la ce poate să facă omul Republica Moldova ca să nu se mai plângă, să nu ofteze că e greu. Sau dar, totuși e greu de inițiat o afacere sau că e puțină școală aici, care se face pentru a li se spune tinerilor cum se fac afacerile. Aici eu nu pot să fiu 100% responsabil de reacția cetățenilor care mă urmăresc și mulțumesc pentru asta și nu pot fi responsabil 100% de știrile care se fac de pe pagina mea. Așa e. Dacă mergeți acum pe pagina mea, o să vedeți reformă, acolo trei like-uri în cruce și după asta ceva asta care mi-a atras nu te aștepta, nu te aștepta să aibă atât atracțiune. Mă rog, mai spun și eu uneori chestii ca să exemplific. Mie îmi place să vorbesc în limba așa mai umană.
Înțeles. Și de ce e că am vrut să spun că vreau să promovez comerțul electronic, care este o oportunitate imensă, am spus asta. Și s-a luat asta și nu știu cum așa s-a întâmplat. Dar eu nu mă supăr și înțeleg. Și noi oricum mergem mai departe. Eu din asta vreau să învăț, în primul rând, cum să comunic și cum să comunicăm mai eficient și mai atractiv reformele cu care ne ocupăm. Noi oricum o să le facem, dar eu vreau ca și oamenii să înțeleagă cu ce să ne ocupăm, cu ce noi ne ocupăm. Și de aceea asta e permanent așa un fel de puzzle pe care eu încerc să-l rezolv, să vorbesc așa ca oamenii să înțeleagă de ce asta este important pentru ei. Iată, eu am mai urmărit și reacția după ce ați anunțat că Moldova ar putea să importe brațe de muncă. În mediul rural, toți. Doamna Ursu, să-l întrebați pe domnul Alaiba, noi nu avem ce face, stăm acasă și dumnealui aduce pe cei străini, asta ce înseamnă? Că ei vin și ne ia locul și că Republica Moldova se vinde celor străini. Nu. Eu vă spun percepția cetățeanului, da, domnul ministru. Dar dacă vă uitați la lista țărilor pe care am propus-o, atunci o să vedeți că asta nu este deloc un import masiv de forță de muncă. Asta este o deschidere pentru forță de muncă înalt sofisticată, în primul rând, expertiză. Dacă vine un investitor și vrea să vină aici cu o mică echipă ca să pornească o afacere, să angajeze oamenii de la țară, noi nu trebuie să-l purtăm pe la biroul de migrație și azil. Cunoaștem investitorii turci care lucrau la drumuri și ei veneau cu angajați de acolo? Nu toți, evident. Dar, încă o dată, așa sau altfel, realitatea este că în Republica Moldova poate 50.000 de oameni acum caută de lucru. Poate. Și dacă vine cineva cu o fabrică, spune că eu vreau până în septembrie să angajez 5.000 de oameni, o să vadă că nu prea are de unde să ia. Locurile de muncă le creează statul sau privatul? Locurile de muncă le creează privatul, dar rolul statului este foarte important aici, ca să creeze acele condiții ca mediul de afaceri să se dezvolte. Faptul că Republica Moldova mai mult importă decât exportă este grav. Este foarte grav. Asta e doar un exemplu prin care noi putem afirma că economia noastră pur și simplu e stricată. Nu funcționează așa cum trebuie. Pentru că nu așa trebuie să funcționeze o economie. Dar care e decalajul? Peste jumătate. Deci noi importăm de peste două ori mai mult decât exportăm. Și ca să închidem acest deficit, eu cred că minimum 15 ani. Dacă ne pornim pe politici proactive. Pentru asta și am promovat, de exemplu, anul trecut, ceea ce deja este realitate, această reformă a impozitului pe venit. Republica Moldova, și eu chiar îmi pun mari speranțe, eu cred în reforma asta, eu îmi pun mari speranțe în ea, în efectele ei de termen mediu și lung. În Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii, în special acum IMM, nu plătesc impozit pe venit decât atunci când distribuie dividende. Banii care rămân la sfârșitul anului în companie nu sunt impozitați. Și asta e, suntem printre foarte puține țări care are un asemenea model. Ori, știți că până la sfârșitul anului trecut, impozit pe venit la sfârșit de an, ai făcut profit, 12% plătești la stat. Acum asta nu este așa. Ai făcut profit, 0% plătești, rămân banii în companie, bani pentru dezvoltare, pentru investiții. Dar investiții ce înseamnă? Înseamnă locuri de muncă și înseamnă producții, inclusiv pentru export. Deci, dacă decizi o parte din bani, de exemplu, ai făcut 1.000.000 și jumate o dai la dividende, atunci plătești impozitul pe venit plus taxa de dividend doar pentru banii pe care îi dai la dividende, nu pentru banii care rămân în companie. Și noi suntem printre 4 țări de pe continent care au asemenea model. Suntem printre, deci este Estonia, Letonia, Georgia și noi. Restul au acest model clasic de impozit pe venit. Eu nu cred că banii care rămân în companie trebuie impozitați. Banii care rămân în companie sunt bani pentru dezvoltare, pentru investiții, pentru asta salarii și mai așa mulți mai departe. Antreprenori care i-am avut aici, pe care i-am avut prezența aici la Vocea Basarabiei și pe final. Pentru că se insistă că din toamnă ar putea să înceapă aceste negocieri pe toate capitolele cu Bruxelles. Câte capitole țin de economie? 10. 10? Da. E mult. Noi avem o treime din tot.
și o să facem față. Așteptăm vești bune, să ne spuneți în continuare și aceste vești bune să-i facă pe cetățeni să fie mai încrezători că totuși nivelul de trai se poate îmbunătăți în țara lor și că autoritățile, dar și sprijinul cetățenilor, dacă există acest sprijin, autoritățile și cetățenii pot ca să scoată Republica Moldova la lumină, pentru că mulți încă mai consideră că statul este în întuneric. Vă mulțumim pentru prezența la Vocea Basarabiei. Mulțumesc și eu foarte mult. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Nu am mai ajuns și la a doua parte de întrebări. Poate mai degrabă. Da. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba, a fost invitatul acestei ediții a Punctelor de Reflecție. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune pe curând.